Doi bărbați din Ciznădie au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce, la finalul lunii februarie, aproape au omorât un om. Aceștia au atacat cu un briceag un ieșan care locuia la Sibiu. Sursele spun că victima era dealer de droguri, iar atacul a izbucnit din cauza că marfa nu era de calitate. Procurorii au precizat că inculpații se aflau sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor. Consiliul Județean Sibiu face încă un pas important pentru realizarea celei mai mari investiții din județul Sibiu, construirea noului spital județean. La începutul acestei săptămâni a fost semnat contractul de consultanță și asistență tehnică, precum și realizarea și furnizarea platformei de digitalizare a procesului de achiziții. Valoarea acestuia se ridică la aproximativ 4 milioane de lei. Pentru anul 2022, Consiliul Județean Sibiu a prevăzut în bugetul local al județului Sibiu suma de 8,6 milioane lei pentru continuarea demersurilor în vederea realizării acestei investiții. Compania aeriană Ryanair anunță o nouă rută de la aeroportul internațional Sibiu spre Viena, Austria. Zborurile pe ruta Sibiu-Viena vor fi operate începând cu data de 1 mai 2022, cu două frecvențe săptămânale în zilele de joi și duminică. Această destinație se adaugă celor 8 rute deja operate de Ryanair, respectiv Billund, Bologna, Bruxelles, Corfu, Dublin, Liverpool, Milano și Veneția.